Bună, bun venit pe canalul meu de YouTube, dacă sunteți noi, bun venit, sunt Iulica Andrei și azi aș vrea să vă vorbesc despre un subiect care mie îmi place foarte mult, numerologie. Eu presupun că numerologia este o parte din viața noastră destul de frecventă, chiar dacă nu ne dăm seama sau nu. Mă fascinează foarte multe chestii în viață, cum ar fi zodiacul, numerologia. Cred că ne poate influența foarte mult și ne poate spune foarte multe lucruri despre viața noastră și despre noi însăși. Și culorile mi se par foarte fascinante, dar cred că voi face un alt video legat despre culori, semnificația culorilor. În general, în CNP, o să prezint în mare așa cam ce am, pe unde am, pentru că am mai multe notări puse de-a lungul vieții. Bine, nu le-am găsit pe toate, nu știu ce am făcut cu el, pentru că am foarte multe agende și nu mai știu unde sunt puse. Am foarte multe lucruri interesante. Dar o să citesc ceea ce am găsit momentan. Semnificația ascunsă a CNP-ului. Zero este probă de încercări. Atunci când ai foarte multe zerouri în CNP, ai foarte multe probe de încercări în viață. 1. Sunt în general persoanele lideri, cei care încearcă să facă ce mai bine, puțin egoiști. Persoane cu numărul 2, puțin sensibili, sfătuitori. Numărul 3, socializare, comunicare. 4, devotament, muncitor. 5, irascibili, aventurieri, imprevizibili. 6. Echilibrați, mai iubitori. 7. Egoiști. Nu acceptă în improviz. Nu acceptă îngrădiri. Nu-i place să fie îngrădiți. Și cam astea și persoanele care sunt născute au cifra 7 în viața de zi cu zi. Nu le place să li se pună niște barieri, să li se impună niște reguli sau anumite, pentru că vor încerca tot timpul să le depășească. Nu vor accepta reguli, le place libertatea. 8. Afaceriști tind. Eu cred că cifra 8-ului este cifra nu banilor, nu. Da, sunt oamenii care știu să facă bani, dacă aleg să facă bani foarte mulți. Sunt și oameni care țin foarte mult la familie și sunt foarte tind puțin spre egoism și le place să facă afaceri, să gândească chestii, să gândească înainte să facă o chestie, dacă este bună pentru ei sau nu. Cifra 9, altruism, idealism și sunt destul de rapizi. Ok. Închidem subiectul despre CNP. Zboară cu agenda. Stai aici. Nu fugi. Acum o să zic cât de mult influențează în data de naștere. Numerologia, în general, data de naștere. Să ne îndeplinim destinul. În general, cifra de naștere, adică ziua în care ești născut. De exemplu, întâi, nu știu, dau doar exemplu, 1 martie. 1 este cifra destinului. Dacă ai încă o cifră, un 0, 1, 2, întotdeauna vei aduna.
De exemplu, dacă ai 11, vei aduna 1 plus 1 egal 2. Deci cifra ta va fi 2. Sau dacă ai 31, 3 plus 1, 4. Cifra ta este 4. Ok, te influențează și cifrele alea, acelea 3 plus 1. Ai și puțin din 3 și puțin din 1. Dar, în ansamblu, cifra 4 te influențează. Ziua de naștere vorbim strict de calitățile interioare ale omului, cum este structura fizic, psihic, modul lui de gândire, raționament, cum se raportează la lucruri, cum vede lumea exteriorul, dar cu proprii ochi. Luna nașterii, exact cum am spus, luna februarie, luna 1, numărul 1. Luna noiembrie, 1 plus 1, 2. Deci, numărul 2. Luna nașterii vorbește strict de mediul înconjurător exterior, felul în care se comportă în societate, îi indică persoanei modul în care este necesar pentru a-și ocupa locul potrivit în societate, familie, etc. Caracterizat de trăsături sau semnificația lunii de naștere. Anul nașterii. Anul nașterii este sarcina care trebuie să o îndeplinim, impactul global. Ok. Și aș avea... N-am apucat să le scriu pe toate, așa că nu le voi citi, pentru că am scris doar pentru mine cifrele mele, așa că voi pune alte numere. 1. Este vorba de acțiune. 2. Asociere. 3. Comunicare. 4. Muncă și protecție. 5. Factor de neprevăzut, dar cu beneficii sau călătorie. 6. Dragoste, armonie, cuplare sau ruptură. 7. Protecție divină. 8. Financiară. 9. Zonă de altruism, cunoaștere. 0. Pauză. În general, am impresia că este foarte important cifra în care ne naștem și ne... are un impact foarte mare asupra vieții noastre, felul în care gândim, felul în care reacționăm. Și cred că, în general, e foarte bine să știi mai mult despre cifra ta. Semnificația numerului în numerologie. Numărul 1. Inițiator al acțiunii, spirit de pionier, conducător, independent, realizator, individualism. În general, asta ține și de persoanele, în general, atunci când ești în cuplu. De exemplu, unul e născut pe 4, unul e născut pe 6. 4 plus 6, 10. Deci, cum se comportă relația aia este în funcție de cifra care o acumulează ambii. Persoanele născute, nu acumulate, numărul 1, sunt destul de muncitori. Întotdeauna vor să facă tot ce mai bine fiecare în parte. Sunt un fel de care e mai bun, o mică luptă care aduce mai mulți bani, care face mai multe chestii. Întotdeauna se vor lăuda foarte mult. Foarte, foarte mult. 2. Spirit de cooperare, adaptare, adaptabilitate, respect pentru ceilalți, bun partener, mediator. În general, persoanele cu număr 2 sunt persoanele care muncesc foarte bine împreună cu alte persoane. Sunt persoanele care nu le place să lucreze individual, ci mai bine în cuplu. Și întotdeauna vor găsi o persoană cu care să muncească. Își aleg din timp
oamenii pe măsură cu care trebuie să muncească. Și merg foarte mult pe comunicarea de cuplu, tot ce ține de cuplu. Există șanse să fie foarte în relație sau foarte afară din relație, in și out. 3. Capacitatea de exprimare, exprimare verbală, capacitatea de a stabili relații sociale, spirit artistic, bucuria de a trăi. Mie mi se pare că cifra 3 este cifra comunicării. Numai că câteodată, pentru că vorbesc foarte mult și fac puțin, nu pe victimele, au genul ăla de o comunicare mai... care țipă, nu știu cum să mă explic, care sunt puțin loud, care trebuie să vorbească tare, să se pună în evidență, că știu foarte multe, că vorbesc foarte mult, foarte mult. Câteodată există șansa să te obosească atât de mult mental, încât să-i zici pauză, gata. Dar le place să implice și foarte mult într-o relație, foarte mult. În general, le place să vorbească non-stop, să se intereseze de alții și am impresia că întotdeauna te vor suna și te vor ține cu orele la telefon, dar vor reține ce e mai important sau nu din discuție. 4. Baze solide, ordine, societudine, luptă împotriva limitelor, dezvoltare continuă. Ceea ce e adevărat. Persoana care e născută pe 4, întotdeauna își va dori să aibă niște cunoștințe solide, să fie foarte ordonată. Vei ști că... Ce scuze, sau de ceva să-și mă sperie. Vei ști că e un bun muncitor. În general sunt foarte muncitori persoanele care sunt născute pe 4. Eu sunt născută pe 4. În general ne place să avem câte două locuri de muncă. Și muncim până la epuizare, până nu mai putem. Și sunt foarte echilibrate. Se spune că cifra 4 e exact picioarele de la un scaun, exact stabilitatea unui scaun. Adică dacă vrei să te așezi pe ceva solid, un 4 îți va oferi. Îți va oferi o viață, o casă, de asta... Cred că și se teme de a avea de toate o stabilitate în viață și de a nu duce lipsa de zilei de mâine. Da, așa sunt eu. 5. Expansivitate, spirit vizionar, aventurier, libertate folosită în mod constructiv. Un 5. Îmi place tot timpul să comunice, să muncească, să... călătoresc foarte, foarte mult și nu-i place să fie îngrădit. Trebuie să-i oferi o libertate mare, de muncă, și dacă îi vei da această libertate, va face o muncă foarte bună, din punctul meu de vedere. În general, va face și va alege ce vrea să facă din muncă și... îi place să călătorească foarte mult. 6. Responsabilitate, spirit protector, ocrotitor, echilibru, capacitatea de a înțelege pe alții. Cifra 6 câteodată tinde și puțin spre egoism, din punctul meu de vedere. Am cunoscut foarte multe persoane născute pe 6 și
Au câteodată, dar doar cât puțin, nu foarte mult, e o, puțin, o cantitate mică. Duc puțin spre egoism, dar țin, sunt foarte persoane foarte familiare. Le place să fie în familie, să iubească, să fie iubiți, să comunice foarte mult cu familia, să... nu știu, să fie acolo, să vorbească cu familia, să și înțeleagă familia, să muncească, sunt oameni muncitori, nu tot timpul, doar cum vor. Dar dacă vor cu adevărat, vor putea muta munții. 7. Spirit analitic, înțelegere, cunoaștere, studiu, meditație. 7. Este destul de dificil din punctul meu de vedere, dar dacă îl vei înțelege și vei da libertatea de a medita, pentru că sunt obsedat să citească foarte mult, să cunoască foarte mult, să au isetea lor de a cunoaște, de a analiza, de a înțelege, de a vorbi, de a studia. Există șansa să rămâi uimit câte lucruri știu în 7. Foarte multe lucruri. Un 7 lasă asocia undeva la un radio sau la o televiziune TV, un show TV sau chiar și pe YouTube. Ar fi un om care va ști întotdeauna un subiect anume și va căuta foarte multe detalii înainte să vorbească. E genul de om care dintr-un subiect mic va face o dită mai compunere, dar legate pe chestii reale și citim foarte mult. 8. Pragmatism, dorința de a obține o poziție socială, dorința de putere, materialism. General, 8. Există șansa să fie două feluri. Un familist înrăit, care să-și protejeze familia, să le ofere tot ce mai bun, să-și înțeleagă familia, sau un afacerist foarte bun. O persoană care știe să facă bani foarte bine, să țintească exact acolo unde trebuie și să fie cei mai buni afaceriști. În general, încearcă să facă bani foarte repede. În general, dacă vrei să-ți faci un coafor sau ceva, fă-ți la o casă cu cifra 8 sau la o locație cu cifra 8. Vei avea foarte multe șanse să ai o foarte mare creativitate și un business foarte dezvoltat. Numărul 8. Spirit umanitar, generozitate, altruism, capacitate de exprimare artistică. Mi se pare că persoanele cu cifra 9 sunt persoanele care își iubesc foarte mult familia, care gândesc foarte mult, care ofer foarte multă dragoste și care, în general, va încerca să te ajute, să înțelegi anumite chestii care poate nu știi. Asta e doar punctul meu de vedere. Ok. Cifra destinului? Nu. Semnificația numărului casei. În general, puteți afla numărul, cifra de la numărul apartamentului al casei calculând-o. De exemplu, dau doar un exemplu. Un exemplu. 27B. 2 plus 7, 9. Plus B, care e a doua cifră din alfabet, este 2 plus 11. 1 plus 1, 2. Cam așa este numărul, cifra casei, apartamentului.
Semnificația numărului 1. Este o locuință bună pentru lideri, cadre militare, polițiști, judecători, inspectori, cercetători, învățători, medici, dar și pentru persoane mai singurate, ce ușor egoiste. Persoanele calme, cu vocații artistice, diplomați, nu s-ar simți bine într-o astfel de locație. El ar trebui să fii persoană destul de dinamică, să muncești, atât. Aspectul mai puțin pozitiv este reprezentat de pericolul de a declanșa un incendiu. Locuințele cu numărul 1 sunt sub vibrația elementului foc. De aceea, aici trebuie acordat atenție deosebită elementul care poate provoca, precum și armele de foc, obiectele ascuțite, asemănător cifrei 1, cuțit, șurubel, țăbâtă, aparate electrice. Criticile și observațiile exprimate aici vor fi înțelese eronate, iar oamenii vor avea tendința să se răzbune. General, persoanele 1 sunt destul de, cum le zic eu, nu egoiste. Copilașii aia, știi, care sunt puțin egoiști, care o răsfățați. Ce bunătăți ar fi nevoite pentru sporul în cas? Este indicat să etalați în locuință un tablou cu o statuetă reprezentând imaginea soarelui sau a unui leu, plasați cristale de formă sferică sau piramidă, rubin sau diamant, culori favorabile sunt galben, auriu, portocaliu, se vor folosi veioze cu abajul de formă rotundă, ziua favorită pentru petrecerea aici este duminică. Wow, ok. Cifra 2, numărul casei. Semnificația 2, numărul 2, este compatibilă cu persoane având înclinație artistică. În general și persoanele născute sub cifra 2 le place să picteze, să deseneze. Mă scuzați. Au o dezvoltare simțului al esteticului, armoniei. Esteticului, armoniei, creator de modă. Întotdeauna cifra, persoane născute sub cifra 2 sunt și persoane care le pun foarte mult accent pe felul în care se îmbracă și ce branduri pun sau cum arată, dacă sunt asortați. Ok, revenim la numărul casei. Creatori de modă, sculptori, arhitecți, pictori, dar și diplomați, politicieni, cercetători în domeniul medicinei și al științei oculte. Este potrivit pentru cuplu, dar și pentru preoți ce preocupați de spiritualitate. Locuirea permanentă sub vibrația cifrei 2 necesită o viață simplă, fără complicații, 2 fiind un element de apă. Astfel se pot acumula complexe, dependențe, alcool, stupefiante și conflicte ce creează stări neplăcute, deoarece se poate inunda des, aveți grijă la instalații din locuință și nu uitați să închideți robinetele. Ceea ce e adevărat, am locuit în destul de mult într-o casă cu numărul 2. În general, sunt bune pentru cuplu care vor să facă copii. Am analizat eu, în general, au 3 copii. În general, nu tot timpul. Și ai tendința de să sparge tot timpul vreo conductă. Tot timpul. Ce îmbunătățire ar fi nevoită pentru sporul casei? Etalați în locuințe un tablou cu o statuetă reprezentând imaginea lunii, statuetă cu un drăgostit sau o balanță. Benefică este și prezența metalului, argintului, precum și a unei pietre de opal sau safir. Eu, una personal, o consider un număr bun pentru familie. Chiar alăcuturată
tatăl din familie puțin răutăcios și cu nervii la pământ. Locuința cu cif vibrația numărul 3 este compatibilă cu o familie care se iubește cu adevărat, persoane ce gândesc pozitiv și abordează corect problemele existențiale. Este ideală pentru întâlniri, petreceri, veselii, musafiri, predomină generozitatea și sociabilitatea. Este adevărat, am locuit, cred că un an și ceva, într-o casă cu numărul 3. Și m-a echilibrat destul de mult, mi-a oferit o altă viziune a vieții și aveam o altă comunicare. Invitați în locuință doar persoanele de încredere, pentru că pentru a nu amprenta negativ interiorul și pentru a nu risca să fiți predați. Se pot declanșa un foc din senin, care va, deși va fi ușor de se va umple de fum toată locuința, trei având element de aer. Nu neapărat. Mergem la cifra numărul 4. Cred că videoclipul ăsta va fi destul de lunguț. Semnificația numărului 4. Locuința având cifra 4 este cea mai potrivită pentru întemeierea unei familii, nașterea unui copil, stabilitate, seriozitate, și îndeplinirea visurilor. Pentru oamenii cinstiți, gospodar, muncitor, practici, familiști, este incompatibilă cu persoane complet de opuse acestei cerințe, având aceste putând ajunge și chiar la închisoare. Din punctul meu de vedere, cifra 4, o casă cu cifra 4, te poate face să muncești tot timpul, adică tot timpul e ceva de făcut în casă, tot timpul e ceva de lucrat, tot timpul ceva trebuie îmbunătățit. Ce îmbunătățire ar fi nevoită pentru sporul în casă? Se recomandă să aveți multe ghiveci cu flori, etalați un tablou reprezentând imaginea unei femei soții sau o statuetă reprezentând-o pe Fecioara Maria. Metalul plumb, culori favorabile sunt verde, închis, maro, să aducă bani. Ok, numărul 5. Deja vorbesc de o jumătate de oră, vine să cred. Ok, cifra 5. Este locuința compatibilă cu oameni luptători, dornici de schimbări, iubitori de peripeții, aventurieri, senzuali, impulsivi, lipsiți de prejudecăți, care nu cunosc liniștea și ignoră pericolul. Cu cei care sunt înconjurați mereu de mulți prieteni și de aceea și casa, ca se întorc doar pentru a-și... Îmi cer scuze, n-am înțeles. Casa va fi locuită mereu de persoanele care au foarte mulți prieteni și se întorc acasă doar să-și încarce bateriile. Astfel, de persoane care pot fi exploratori, sportivi, geografi, navigatori, piloți de încercare, aviatori, vânători, dansatori, funcționari în domeniul public. Nu este pentru oameni cu viață liniștită. Atenție, s-ar putea să declanșeze incendii de la o țigară nestinsă. Eu în această casă văd o casă care întotdeauna dacă va sta un cuplu, unul dintre persoane va avea ceva de ascuns. Întotdeauna casa asta te va face să îți dorești mai mult, să te plimbi mai mult. Pentru că e cifra 5 și nu-ți va da liniște. Tot timpul voi vrea să faci ceva. Am stat într-o casă cu vreo 5 și m-a agitat destul de mult și îmi doream foarte mult să
explodez, să învăț, să călătoresc. Aveam numai locuri de muncă foarte departe de casă, foarte departe de casă. Ce îmbunătățire ar fi nevoită pentru spălul casei? Benefică este prezent, în prezența, în locuința unei pietre de acvamarin, pietre de acvamarin, matostat, jasp, smarald, precum și etalarea unui tablou sau o statuetă reprezentând imaginea unei berbec pe marginea unei prăpăsti. Good to know. Ok, trecem la numărul 6. Cifra numărul 6 este locuința cu cifra care se armonizează persoanelor care apreciază confortul familiei și își iubesc partenerul de viață și copiii care au activități legate de frumos și estetică, iau parte la acțiuni de binefacere, este pentru cei care lucrează bine în echipă, își îndeplinesc cu plăcere munca și sunt responsabili, au simțul obligației de serviciu. Asemănător cu persoanelor care poartă numărul 6 în data nașterii. Ce îmbunătății Ce îmbunătățiri ar fi nevoie? Ar fi nevoie pentru spălul casei. În casă. Ori nu știu ăștia să citească, să scriu, ori nu știu eu să citesc. Aduce în locuință un câine sau o pisică și etalați un tablou sau o statuetă reprezentând imaginea unei tauri sau bizon. Eu sunt aur, pot să locuiesc acolo. Benefică pentru prezența metalului cupru, precum și a pietrei smaraldului opal sau onyx. Ok, trecem la numărul 7. Mă, cât abia te miști. Cer scuze. Dar încarc un videoclip pe YouTube și te mișcă destul de greu. Pentru oamenii care sunt în căutare de în căutarea depășirii interioare, pentru a-i îndruma și sfătui pe cei care au nevoie. Asta e pentru numărul 7. Câmpul energetic al locuinței este pozitiv pentru orice început de drum, de aceea dacă nu deține o locuință, este benefic să închiriați un astfel de apartament atunci când începeți o nouă viață. Atenție la apă, posibil de inundări și aerisiți cât mai bine locuința. Ce îmbunătățire ar fi nevoie? Recomandă să etalați un tablou sau o statuetă reprezentând imaginea unei femei, Fecioara Maria, sau simbolul astrologic al Fecioarei. Benefică este prezența metalului zinc sau unei pietre ametist, culori albastru, argintiu, gri și zilele favorabile, duminica și lunea. Da. Duminica să dormi și lunea să încep muncă. Și ajungem la cifra 8. Eu locuiesc într-o cifra asemănătoare și sincer, m-am cam speriat când am început să fac cercetări despre cifra 8 a locuinței. Pentru că la început auzeam numai zvonuri rele, fantome, tot felul de chestii aiurite și mă speriasem atât de tare. Într-adevăr, cifra asta m-a făcut puțin egoistă. Foarte egoistă, pot să zic, mi-a apare un goș aici și mănâncă. Locuința cu cifra 8 este compatibilă unei persoane foarte cinstite, hotărâte, luptătoare, îndrăznețe, sigure pe ele. Atenție la implicarea în afaceri murdare și înșelătorii nevăzut.
precauți, evitați tangiversa lorii decizii pentru a nu fi pedepsit. Atenție la obsesii pentru bani, singurătate, există pericolul de inundații. Eu în casa asta am intrat în depresie. Nu știu cum să zic. Și mi-a deschis ochii. Ce îmbunătățire ar fi nevoie? Se recomandă să aveți o locuință cât mai multe flori îngrijite sau etalați pe un perete un tablou prezentând imaginea unui scorpion. Opa, stai că... Benefica este prezența metalului fier sau plumb, unei pietre de topaz, rubin, safir, culori favorabile, roșu și negru. Am trei covoare. Trei, la număr. Nu mai miese. Trei carpeți. Am trei, care le-am între bucătărie și conservator și se spune că poartă noroc. Și eu până în 30 de ani evitam cu culoarea roșie, pentru că sunt aur și nu știu de ce, dar nu mă atrăgea. În general foloseam culori roz, mov, lila, încercam, dar de când am prin 30 de ani, am început să por foarte mult roșu pe buze, îmbrăcăminte și am observat că chiar îmi stă bine și mă avantajează. Foarte ciudat. De aceea am început să trag foarte mult la covoare roșii, la îmbrăcăminte roșie și la foarte multe chestii de culoarea roșu. Și ajungem la cifra 9, care cifra 9 poate reprezenta atât energii pozitive, cât și pozitive și cât și negative. Locuința cu cifra 9 este compatibilă cu persoane care își manifestă iubirea, compasiunea pentru semeni care își aduc aportul la dezvoltarea morală, spirituală sau materială a societății. Atenție la posibilitatea declanșării incendiilor la instalații electrice. Persoanele de lângă mine sunt destul de gălăgioase, chiar dacă tu încerci să fii gălăgios, vor exploda. Deci doar ei trebuie să fie primii. Sunt destul de egoiste din câte am văzut eu. Nu toate care locuiesc la această pe acest număr, dar te poate face puțin egoist. Sau există șansa să te facă foarte iubitor și familist. Deci trebuie să... Depinde doar de tine ca om ce vibrație îți dă casa. Benefică este locuința, este topaz sau diamant, precum și etalarea unui tablou sau unei statuete reprezentând imaginea unui bărbat atletic. Poți să fii tu atletic și te faci statuetă. Numărul de musafiri trebuie să fie 4, 7, 9 sau multiplii acestora. În general, noi mei vecini sunt destul de activi, fac destul de multe petreceri, dacă nu se duc la foarte multe petreceri și sunt destul de iubitori. Sper că casa le oferă o vibrație destul de bună. Cam asta ar fi cu numerologia, subiectul. Deja am vorbit 40 de minute. Sper că v-a plăcut, sper că nu v-am plictisit și vă mulțumesc că m-ați vizualizat, vă urez o zi sau o noapte plăcută și
m-ar ajuta dacă mi-ați dat un thumbs up sau un subscribe, să am și mai mult subscriber. Și cam atât cu și. V-am pupat, sunt Iulica.